Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit! Astăzi vom parcurge împreună lecția Sume și produse ale funcțiilor. Pentru a calcula suma mai multor funcții, calculăm fiecare funcție în parte, iar apoi facem suma rezultatelor. Dacă avem f definit pe r cu valori în r, f de x egal cu 2x plus 1 și trebuie să calculăm f de 3 plus f de 4. Vom veni și vom scrie f de 3 egal cu 2 ori 3 plus 1, 6 plus 1, adică 7. F de 4 va fi egal cu 2 ori 4 plus 1, 8 plus 1, adică 9. F de 3 plus F de 4 va fi egal cu 7 plus 9, adică 16. Pentru a efectua produsul a mai multor funcții, procedăm exact ca la sumă, și anume, calculăm fiecare funcție în parte, iar apoi facem produsul rezultatelor. Avem o funcție f definit pe r cu valori în r, f de x egal cu x plus 3 și ni se cere să se calculeze f de 1 ori f de 5. Vom veni și vom calcula f de 1 egal cu 1 plus 3, adică 4, f de 5 egal cu 5 plus 3, adică 8, iar la final vom scrie f de 1 ori f de 5 egal cu 4 ori 8, adică 32. Mai avem acum încă o aplicație ce se rezolvă cu ajutorul sumei lui Gauss. Am scris formula suma lui Gauss în partea dreaptă sus. 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus n este egal cu n pe lângă n plus 1, totul supra 2. Avem să se calculeze f de 1 plus f de 2 plus puncte puncte f de 20. Vom lua separat de dedesubt și vom calcula fiecare funcție în parte, dar fără a efectua calculele, doar înlocuim pe baza funcției. Și vom avea f de 1 egal cu 2 ori 1 plus 3, f de 2 egal cu 2 ori 2 plus 3, punem puncte, 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 până la f de 20 egal cu 2 ori 20 plus 3, tracem linie de dedesubt și le adunăm. Când le adunăm, le adunăm pe coloane, adică mai întâi vom scrie f de 1 plus f de 2 plus puncte, puncte, f de 20. Egal cu. Aici la fel. Adunăm 2 ori 1 plus 2 ori 2 plus 2 ori 20. 2 ori 1 plus 2 ori 2 plus puncte puncte 2 ori 20 plus 3. 3-ul care va fi 3 plus 3 plus 3 de atâtea ori câte funcții avem. Adică va fi de 20 de ori și vom scrie plus 3 ori 20. În prima parte, observăm că se repetă 2-ul. Implicit vom putea da 2-ul factor comun pe lângă 1 plus 2 plus puncte puncte plus 20 plus 3 ori 20. Ceea ce am obținut în paranteză se va rezolva cu ajutorul sumei lui Gauss. Și avem 1 plus 2 plus puncte puncte plus 20. N-ul nostru va fi 20 și va fi 20 pe lângă 20 plus 1 totul pe 2. Adică simplificăm 2-ul cu 20 și ne dă 10. 10 ori 21, 210. Și vom avea 2 ori 210 plus 60, 420 plus 60, adică 480. Și așa am obținut rezultatul sumei noastre. Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!